Salut, salut! Ce face, băiețile? Și bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 4, data asta cu Grasul, care e acolo undeva pe fundal. Și astăzi vreau să facem ceva mai special, tot așa, niște challenge-uri pe Forza, tot pe bani, alături de prietenul meu Dolofan, dar nu am stabilit încă suma. Ia zi, Grasule, pe ce sumă vrei să facem? Cred vrei tu, că oricum aici sunt regele. Ei, na! Dacă spun. Bine, pe 200 de lei facem atunci. Ok. Și o să conducem bestia de M6, atât eu cât și Berșa. Și o să o conducem din first person, doar propulsie, spate. Și o să vedem care dintre noi face accident pe decursul a 12 minute de episod. Sau cât o să aibă acest episod. Și vezi că mea e turbată. Păi și a mea vreau să fac turbată. Și cel care o să facă accident primul, sau care o să se atingă primul, Grasule, aici mergem pe încredere, adică sper că nu mă minți, nu, o să-i dea celuilalt 200 de lei. Bine, acum, na, zisei, dacă cumva atingi de mai multe ori și eu de mai multe ori, compensăm, facem legea compensării. Dar vreau să văd în primul rând dacă eu am mașina asta ca lumea. Am stock powerain-ul, am stock tracțiunea și cred că restul sunt ok. Ce bă, tracțiune, stock, nu, tot în blană. Păi mă, stai un pic, mă refer tracțiunea la modul că e spate. A, da. Tu i-ai pus și bările alea din față și toate cele sau nu? Da. Lipul și alea, ai pus și lipul și în spate? Tot. În spate ai pus aleronul ăla urât? Nu. Ok. Zic ca să faci cât mai la fel, știi, ca să nu, na, să nu existe. Și ce cauciucuri ai pe el? Alea de la Forza. Alea de la Forza, ok. Ca să-i pun și eu la fel. Și în rest pe aici cred că e bine, adică nu cred că, adică cred că am modificat ce trebuia. Cred, da, sunt bine pe aici. Caroseria mă interesează să fie ușoară și restul, Doamne ajută sănătate. Bă, stai un pic, că eu aici am asta de rigidizare, mă, și miram. Ok. Gata, Grasule. Acum este afară, sper că ești acolo. Hai să ne punem amândoi un traseu și să mergem pe el. Să vedem care se lovește și care nu. Și ca să fie bine, aș vrea să mergi tu în fața mea. Să nu cumva să mă bine. Furi sau ceva. Unde ești? Uite, acum am ieșit afară. Mamă, ce turbată e, Grasule. Oh, brr. Fii atent, hai să ne punem amândoi aici. Da, doar din first person, da? Uh-huh. Ia uite, uite cum mă uit în stânga, în dreapta, ce mișto e. Dar ca să te uiți în stânga, în dreapta, trebuie să dai în sus de maneta. Ușor, da, ușor. Eu dau la maxim. Bun, apasă pe start și haide să punem, știu eu, un drum destul de mișto și destul de departe. Uite, pune sus, vezi camera aia de sus de tot, din cum te duci drept în sus. În susul hărții, unde sunt podurile pe care n-ai voie să traversezi. Sunt o cameră de asta de viteză. Lângă. Sunt două camere în susul hărții, una în dreapta și una în stânga. În stânga, gen, unde scrie Welcome to Edinburgh. O vezi? Unde scrie, mă, Welcome? Deci fix sus unde? De tot, dar mai în dreapta hărții. E orașul ăla de sus. Aha, gata. Și sunt două poduri sau trei acolo. Da, gata. Bun. Mergem acolo? Mergem acolo, da. Vezi că trebuie să întoarcem. Fă-mi loc, te rog. Obr. Hai, Grasule. O, mamă, ce turbată e, bă! Păi, uite-te la mea cum faci, ești nebun. Să facem pe mai puțin bani, că poate ne lovim mai des. Nu, no, nicio șansă. Ia uite, mamă, dar ce senzație mișto e cu ea când te dai cu ea în curbe. Da, nu să știi că mă lași în față. Ne, acum dacă apucai, o să trec primul. Bă, dar ce mișto e. Bă, da, chiar ai senzație. Cred că Forza e unul dintre jocurile făcut foarte mișto la la feeling-ul condusului. Tu dai seama cum ar fi cu un volan și cu niște pedale, Grasule? Mamă, dar uite și tu ce-i dau, ești nebun. Uite și tu de drifturi ce fac pe aici. Acum ai grijă nici să nu ieși. Uite-mă, Grasule, uite-mă, unde ești să mă vezi? Păi eu sunt în fața. Ia-mă în față, că tu oricum vezi tot. Bine, hai. Treci în fața mea. Te las să treci. Dar poftim treci, Grasule, poftim treci. Hobr. Iau-te, Grasul. Bă, Grasule, iau ușor că... Ia... Nu l-ai lovit? Ai lovit semnul, Grasule! Serios? Nu, dar nu văzui. Da, eu spun eu că te văzui. A, bă, iartă-mă aici, nu se pune. Cum să te ierbă? Oh, iau-te, Grasul, ce stelă în fața acolo. Mamă, cât de deturbat, bă! Wow, e pierdut în controlul, Grasule! Ușor aici. Mașină! Grasule, m-am lovit. Tu te loviși? Eu nu. Deci avem 200-200, că tu luași semnul acolo. Bine, mă, bine. Deci e 0. Prima lovitură, băieți. Până mai e prea târziu și...
Și asta m-a costat. Bă, da, frumos e cu ea, bă. Așa. Vreau și unde sta să fug așa de cur în fiecare viraj. Bă, da, ce tot e viraj așa stânga-dreapta? Chiar vrei să pierzi controlul? Nu îmi place. Mamă, avem 300 la oră. Bă, anunță când frânezi. Păi nu se văd stopurile păi șele. Da, de la volan de aici nu prea le văd, sincer. Mai și plouă, nu vezi cum zboară ploaia pe parbriz? Ia uite-te și pe asta. Mamă, ce mă nervează mașinile ăștia pe drumul de suport. Că ne încurcăm, pui mei. Hai, tati. O, și eu am luat-o aici. Bă, ce faci, mă, nesimțitule? Bă, ești nesimțit! Bă, tu, bă, 200. Bă, da, tu numai slalom știi să faci pe drum, drept, nu știi să mergi. Păi, e mașina turbată. Păi, dar nu mai faci așa, mergi și tu ca omul. Adică, da, în curbe, dă-te de cur, dar în rest, ce pui mei cau să faci slalom pe drum? Handicapatule. Eu să mă dau joc. Aici tu ar trebui să-mi dai bani, eu n-ar trebui să-ți dau. Păi de ce? Păi tu nu te uiți în oglindă. Că nu poți vezi distanța, că ești un șofer impotent. Păi ce cautași să intri peste mine în bandă? Nesimțitule. Aici trebuie să lăsăm numai, hai, du-te, hai. Văd că ai chef de scapadă. Auto. Mamă! Ușor aici, ușor. Ce se întâmplă? Stai. What? Îmi intra aia. Și mie la fel, mă, și spre aici. Mamă, dar mai văd nimica. Gata. Acum suntem invizibili amândoi. Opa, grasule! Dă-te! Nu puteam să o mai controleze, ești nebun! Văzui! Mamă, ce turbate ești nebun! Bă, dar oare acum, gen, putem să ne lovim? Cred că da. Atunci, aici ai cu ea, să te dai de cur. Ia fent aici. Mă lovi iar, grasule. 200, îmi pare foarte rău. Bă, luai gardul ăla, nu-l luai. Stai ușor aici. Bă, cred că acum nu ne mai putem lovi unul cu altul, că intrăm în căcata aia de competiție. Unde, mamă, bă, dar de ce ne băgă ăsta pe aici? Că nu știu, înțeleg. Asta vreau eu să te întreb. Ia uite ce m-am dat aici. Mamă, dar cât de nasol îmi e! Cât de turbată, bă, pe a doua e... Deci dacă nu o lași pe a doua din accelerație... Bă, ho, ușor aici, că-s bănci. Scăpai. Aha, și eu cum ar trebui să trec pe aici? Ia, stai, ho. Ce făcuși? Ia. N-am loc. Trebuie să dau pe ăla cu spatele. Stai așa. Și eu cum ar trebui să trec pe aici? Gata. Hai. Să mă pun înapoi în frăcurță. Ia uite la aia, uite a doua. Ia uite-și. Ce-ai, bă, ești nebun? Turbată rău, dar mișto te lasă unele de duf, fraierul. Cine nu prea am aici. Random. Iarăși. Nu mai văd nimic, ești nebun. Gata. Gata. Hai cum avem un pic răsul. O, brr. Hai, grasule. Auto. M-am lovit. Pe bune? Da. E intrai pe la puțin într-un gard. Și până făcurăm egalitate. Nu vezi? Bă, ești nebun. Nu mă așteptam la așa ceva. E turbată rău. E aiurea că nici măcar nu prea vedem când ne lovim, sincer. Da. Deci până acum este fix la fel, nu? Da. Hai să o lăsăm atunci așa, dăm pe third person că vreau să mă mai ui și eu la mașină. Și hai să mai dăm o tură așa. Ia-o, fii atent că e un traseu super, super mișto. Pune checkpoint la The Titan ăla, gen ăla din dreapta. Ba, nu. Nu e bine. Uite, pune checkpoint pe drumul ăla de ocolește coasta, așa. De fix pe dreapta aici. Nu știu, pune ca să uite, o iei pe coastă și mergi pe coastă. Pe acolo sau vină după mine. Că e... Deci e cel mai genial drum pe acolo. Hai că vin după tine. Stai așa ușor. Gata. Mi se pare cel mai genial drum din Forza ăla pe acolo. E așa, adică poți să-i dai în gură și dacă e o mașină destul de stabilă, bine, asta nu este cazul. E chiar foarte mișto. Ia ușor aici, să ne pune să-ți facem dreapta pe aici prin oraș. Stai, uite aici dreapta. Ia ușor. Oh, brr. Ce bine că nu ne mai lovim, vezi? Mhm. Că trebuie să mai intrăm în Forza tonul ăla. Aici. Oh, ma, aha,
Păi nu știu în ce parte o luăm. Te duc să-și fix în mijloc. Și te făcuși praf. Bă, e turbat rău, bă. Și acum mergem drept, pe aici. Drept, drept. Uite așa, brrr. Drept, drept. Aici vezi că e o curbă destul de peligroso. Nu e deloc periculoasă. E, nu e. Un pic de drift, un pic de alea. Și se ia. Și tot drept de aici. După ce aici, când ieșim de la așa, o să facem dreapta, dar nu pe asta strânsă, pe aia mai lejer. Și după aia... What? Bă, grosul, mi se stinsese primul monitor. What? Noroc că nu mă tamponai. Ia uite, hai că te scosei. Și acum grasul e talpă. De aici. Talpă de aici. Și să nu încerc să mai frânez. Dă-i talpă. Believe me, trust me. Acum o să mă ajungi, că eu accelerai mai târziu. Vezi, dacă vrei să treci, poți să treci pe mine. Mamă, cum sunt pe aici, nebun. Oh, shit. O brr. Scăpai. A, ba nu, a, scăpai. Și mergi drept așa pe aici. Oh, shit. Bă, nu mai văd nimic, rasule. Vai de mine. A, aici cu golf am luat-o bine, cu asta nu pot. Vezi că am luat-o să fie cu acest episod, aparent challenge-ul nu prea, adică a fost competitiv, dar amândoi ne-am lovit cam de tot atâtea ori, adică de 3 ori fiecare, ceva de genul. Doar că dacă aș pune aia în care Berge a dat în mine. Păi nu, dar tu te băgai și aiurea pe lângă mine când văzut că eram în dreapta. Păi tu erai în dreapta și eu crezui că nu mai vin apoi în stânga. Păi da, dar eram în derapaj, eu nu trebuia să-mi revin. Da, să mai știți revii. Ia uite, făcură și a doua rundă, grasule. Da, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și un like. Din păcate, Bercea nu are să-mi dea bani în episodul ăsta. Dar dacă mai vreți challenge-uri de genul, lăsați-ne idei în secțiunea de comentarii și noi o să mai facem. Ne vedem data viitoare. Like, pa!